Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Hai la teatru, se redeschide stagiunea teatrală. Gala emoțiilor la aniversarea maestrului Constantin T.H. Ciobanu, 85 de ani de pasiune pentru cultură. Judo, performanțe remarcabile la memorialul Nicolae Tigvă. Se redeschide stagiunea teatrală de luni 26 februarie de la orele 19 pe scena cinematografului Capitol din Onești cu un spectacol care îi aduce împreună pe aceeași scenă pe Cristi Iacob, pe Tania Popa, pe Andreas Petrescu și Aura Călărașu. Despre dragoste cu ură spune povestea cuplurilor în care comunicarea lipsește, fiind înlocuită de certuri, neînțelegeri și secrete bine ascunse. Însă viața este plină de surprize și umor. Accesul general este de 70 de lei. Biletele sunt disponibile de miercuri 14 februarie de la ora 13 la Cinema Capitol. O seară plină de emoții și recunoștință se pregătește să lumineze luni 19 februarie la ora 19. Protagonistul este nimeni altul decât cunoscutul poet și om de cultură, profesorul Constantin T.H. Ciobanu, care își va sărbători frumoasa vârstă de 85 de ani. Cu toate că evenimentul se va desfășura în absența sărbătoritului, sala de conferințe a hotelului Trotuș va fi martora unei serate memorabile. Această aniversare nu este doar o simplă cifră în calendar, ci o sărbătoare a vieții și contribuției remarcabile a maestrului la universul cultural. În lunga sa carieră, profesorul Constantin T.H. Ciobanu a fost nu doar un cuvânt pe pagină, ci și o prezență vie în inimile celor a căror cunoaștere a fost împletită cu pasiune și dedicare. Sala de conferințe a hotelului Trotuș, cu atmosfera sa rafinată, va găzdui această sărbătoare a culturii, în care vor fi aduse omagii unui parcurs de excepție. Prieteni, colegi, admiratori vor fi alături în spirit, sărbătorind cuvântul și pasiunea care au conturat cariera de excepție a profesorului Constantin T.H. Ciobanu. Chiar dacă sărbătoritul nu va fi prezent în carne și oase, se va simți fără îndoială prezența caldă a gândurilor și urărilor celor ce îi apreciază munca și influența. Această aniversare reprezintă nu doar o ocazie de a reflecta asupra trecutului, ci și o îmbrățișare a bucuriilor prezentului și de a anticipa frumusețea viitorului. Un scurt istoric. Născut la 19 februarie 1939 la Tisa, comuna Sândulen, județul Bacău, este licențiat în litere al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, profesor de literatură la colegiile Grigore Moisil și Dimitrie Cantemir din Onești, președinte al Comitetului Municipal de Cultură și Artă, președinte și fondator al Societății Culturale George Călinescu și al Fundației Naționale George Călinescu, a inițiat și conduce colocuile anuale Zilele Culturii Călineștiene și redactor șef al revistei Jurnalul Literar și director al editurii Arish Sark. A debutat în 1956 cu versuri și a semnat poeme, articole, cronici literare și muzicale, eseuri în Iașul Literar, Ateneu, Steaua, Cronica, Luceafărul, Contemporanul, Convorbiri Literare, România Literară, Argeș, Tribuna, Manuscriptum, Viața Românească, Review Roman, Rădăcini, Canada. A îngrijit edițiile George Enescu, Biografie documentară de Romeo Drăghici, Muzeul de Istorie Bacău, Istoria Literaturii Române de la origini până în prezent de George Călinescu, Umbre și Lumini, Amintirile unei prințese moldave de Maria Cantacuzino Enescu. A câștigat premiul de poezie Bacovia al revistei Ateneu din Bacău. Ion Caraion spune despre T.H. Ciobanu: claviatura sa e nervoasă, imaginile sale sunt abrupte de o violență necomună și inventivă. O aură de presimțiri metafizice separă în inima lui recuzita comună de alte neliniști și decide zorii unei originalități, să aibă grijă de destinul ei. Mircea Cărtărescu, unul din cei mai neobosiți animatori culturali din câți au existat la noi, excelent cunoscător al ținutului oneștean. Constantin T.H. Ciobanu este, iată în ultimul rând, un poet remarcabil, sensibil și cultivat. Alexandru Cistelecan: civilitatea pare a fi chiar natura sa genuină. Civilizată e și poezia sa, decentă, fără stridențe, calmă, reflexivă, interiorizată,
atât de cantată. Deși un proiect cum e jurnalul său itinerant a ajuns cu De un ger cu Heidegger la al cincilea volum, e mai degrabă temerar decât cu minte. Oricum, un pariu unic în poezia noastră, suavitățile melancolice rulează aici într-un proiect epopeic, o epopee de inefabile și de subliminări muzicale. Alex Ștefănescu. Este o plăcere să explorez zăcămintele de poezie dintre cele trei volume care însumează 1200 de pagini. Constantin de Hașciobanu nu imită pe nimeni și ne oferă noi și noi surprize pe măsură ce îi străbatem vastul domeniu de cuvinte. Constantin Ciopraga, solitarul de la Onești, dizertativ, hiberborian, transparent și criptic, e un modern complex marcat de melancolii reprimate. Jurnalul său, unul de poet realizat, respiră o singurătate plurimodulară, inclasabilă. Creația înseamnă în acest caz o tentativă de transubstanțiere, act de defensiv în spiritul marilor tragici ai Heladei. Elevii talentați de la școala Vasile Gheradu, satul nou, comuna Pârgărești, la concursul Otilia Cazimir, poeta sufletelor simple. Marți 13 februarie, 11 elevi și cadrele didactice, profesoarele Sandu Cornelia Elena și Vlasie Alina Mihaela au reprezentat cu mândrie școala gimnazială Vasile Gheradu din satul nou, comuna Pârgărești, la concursul interjudețean de creație literară Otilia Cazimir, poeta sufletelor simple, desfășurat în pitorescul Cotu Vameș din județul Neamț. Această competiție a constituit o provocare pentru elevi, evaluând nu doar cunoștințele de limbă și literatură, ci și potențialul creativ. Experiența literară a fost una inedită, oferind elevilor o modalitate de a-și exprima creativitatea și pasiunea pentru cuvânt. Cei 11 participanți au susținut o probă scrisă, iar rezultatele nu au întârziat să apară, aducând cu sine bucurii și recunoaștere pentru eforturile depuse. Printre cei distinși cu premii se numără Bortoș Carina Daria, clasa 7-a, premiul 1, Rotaru Mateo Denis, clasa 7-a, premiul al 3-lea, și Pârgaru Carina Ema, clasa 6-a, premiul al 2-lea. Aceste distincții nu sunt doar o recunoaștere a talentului, a eforturilor individuale, ci și o mărturie a excelenței educaționale promovată de școala gimnazială Vasile Gheradu. Felicitări tuturor participanților pentru realizările lor remarcabile, iar mulțumiri speciale sunt adresate primăriei Pârgărești pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea participării școlii la acest eveniment. Judo, performanțe remarcabile la Memorialul Nicolae Tigvă. Turneul Memorialul Nicolae Tigvă de la Râmnicu Sărat a fost o arenă de competiție de excepție pentru judoca tineri, aducând numai puțin de 390 de participanți. Clubul sportiv școlar a fost reprezentat la categoriile Under 15 la 52 de kilograme de Saci Anita, adjudecându-și cu mândrie medalia de aur. O performanță remarcabilă a fost realizată și de Olaru Ana Maria, care a cucerit medalia de argint la categoria 57 de kilograme. În plus, Răzmeriță Mihnea a adus o contribuție deosebită la palmaresul echipei, obținând o meritorie medalie de bronz. Aceste rezultate strălucitoare subliniază nu doar abilitățile sportive ale celor implicați, ci și pregătirea de excepție sub îndrumarea antrenorului Badea Valentin. Cu devotament și pasiune, acesta a contribuit la pregătirea echipei pentru un astfel de turneu de înalt nivel, iar rezultatele obținute sunt o recunoaștere a eforturilor depuse atât de sportiv cât și de antrenori. Felicitările se cuvin nu doar câștigătorilor, ci și întregii echipe implicate în acest succes, de la sportiv până la antrenori. Memorialul Nicolae Tigvă a fost o veritabilă sărbătoare a judoului, în care pasiunea, dedicarea și spiritul competitiv au fost la înălțime. Acești tineri judoka au demonstrat că sunt pregătiți să se ridice la înălțime oricărei provocări și să aducă glorie sportului românesc. Într-un cadru solemn, Catedrala Pogorârii a Sfântului Duh din Onești va găzdui luni 19 februarie de la ora 9 o ceremonie specială, marcând sinaxa liturgică anuală a preoților din protopopiatul Onești. Punctul culminant îl va constitui instalarea în funcția de protoiereu al protopopiatului Onești a preotului Nicolae Zaharia. Începând cu ora 9, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va conduce Sfânta și Dumnezeiasca liturghie înconjurat de un impresionant sobor de preoți. Un grav accident s-a produs pe drumul național 2 în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău, care a condus la blocarea traficului pe un sens. Autoritățile au intervenit rapid, iar poliția a dirijat circulația pentru a gestiona situația. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Nicolae Bălcescu în urma unui apel primit pe numărul unic de urgență 112, care anunța producerea unui accident rutier în care sunt implicate o dubă și un autocamion. La locul indicat s-a deplasat o auto specială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMUR și o ambulanță SAJ. În urma accidentului a rezultat o victimă descarcerată de pompierii militari, conștientă, cu multiple traumatisme. Aceasta a fost
predată echipajului SAJ în vederea transportului către unitatea spitalicească. Mihaela Cambei, triplă campioană europeană și calificată la Jocurile Olimpice. Arena din Sofia a fost martora unei performanțe excepționale în cadrul campionatelor europene de senior din Bulgaria, care au funcționat și ca etapă de calificare olimpică pentru Paris 2024. Mihaela Cambei, sportiva noastră de excepție, a cucerit inimile publicului și a adus bucurie în țară, câștigând numai puțin de 3 medalii de aur. Cu un total olimpic impresionant de 199 de kilograme, Mihaela a stabilit un nou record european la categoria de seniori Under 23. Performanța ei remarcabilă a inclus 90 de kilograme la stilul smuls și 109 kilograme la stilul aruncat. Această realizare nu numai că îi aduce Mihaelei onoarea de a fi triplă campioană europeană, dar o califică și pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Ovații și mândria au însoțit sunetul imnului României la Arena din Sofia, iar Oneștiul poate fi mândru să-și numească această campioană. Felicitări, Mihaela Cambei, un exemplu de dedicație și perseverență. Mulțumiri antrenorilor Gheorghe Maftei și Cristina Maftei pentru contribuția lor la succesul acestei aventuri sportive remarcabile. Oneștiul se pregătește deja să strălucească oficial la Paris, având-o pe Mihaela Cambei în prim planul performanțelor sportive. Joi februarie, de la ora 16, la Centrul Cultural Ion Talianu din orașul Stațiune Târgovna, a avut loc un dublu eveniment. Este vorba de expoziția de pictură a artistului târgovnean Mihai Nechita Burculeț, urmată de un mini-spectacol coordonat de profesor Georgeta Nechita Burculeț. Detalii în minutele următoare. Metafora. Transport. Transfer. Este esența însăși a ceea ce mișcă acest univers. Metaforă. Uitam după examene naționale, evaluări. Cu siguranță că învață la școală despre așa ceva. Dacă la început a fost cuvântul, cum ne spune Ioan, atunci totul este o metaforă care pornește de la cuvânt, de la spirit, de la ceea ce s-a, deci de la creator și de la creat. Metaforă nu este tot ce ne înconjoară. Trăim cu toții într-o metaforă. În metafore multiplicate la infinit. Natură moartă. Peisaj. Ziceți-le cum vreți. Orice categorie am încercat să creăm pentru a încadra o anumită operă plastică, este fatalmente, cel puțin în cazul lui Mihai, mai ales în cazul lui Mihai Nechita Burculeț, este o convenție. Deci una dintre lucrările lui nu este doar portret. Ce este acesta? Acum că e lângă mine. Este portret, este numele lui gen. Că-i aparține. Peisaj. Care peisaj? Ce peisaj? Care peisaj dintre cele de pe aici sunt doar niște peisaje? Tot ceea ce creează Mihai Nechita Burculeț sunt, este tot ceea ce creează, este, sau toate lucrările sale sunt, tot atâtea bucățele, încercări de a surprinde particule elementare ale metaforii. Bucățele de metaforă. Așa încât am putea să spunem că Mihai pictează un singur gen de pictură. Dacă vrem. Dar nu ne obligă nimeni să spunem nimic. De zeci de ani, nu contează, de când ne știm, nu încetez a mă uimi și a mă bucura când privesc, când privim eu și soția mea, ceea ce creează el. Bucurați-vă și dumneavoastră, dacă puteți, alături de noi. Și pentru că este o ocazie specială, ne aflăm la în locul geometric egal depărtat de 5 și 12. Nu, 5 cu 12 fac 17, împărțit la 2, 8 jumate. Acolo. Cam pe aici. Cam și pentru că suntem la acest moment și aniversar, dublu aniversar, 150 de ani sau, da, 150 de ani. Două vieți ca una. Două vieți ca una.
dedicate sau dedicată viața artelor. Vă spun, dragii mei prieteni, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și să ne ajutați sau să ne primiți pe toți cu aceeași generozitate în metafora voastră. Metafora noastră. PNCCD Mănăstirea Cașin, singurul partid cu sediu. O adevărată surpriză în sânul comunității din Mănăstirea Cașin vineri 9 februarie, când în inima comunei a apărut o inscripție impresionantă ce indică sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Președintele partidului PNCCD Onești, Ștefan Bogdan Oprișan, a inserat pe banner și un mesaj profund patriotic: Renaștem pentru țară. Contactat telefonic exclusiv pentru Acum TV, președintele PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a confirmat faptul că în scurt timp va avea loc deschiderea oficială a sediului, fapt care va coincide cu lansarea candidaturii politice. Mesajul patriotic exprimat pe banner indică viziunea partidului asupra implicării sale active în procesul de revitalizare națională. Renaștem pentru țară devine un apel către unitate și rededicare față de valorile fundamentale ale națiunii. Cu ochii ațintiți spre viitor, Mănăstirea Cașin se pregătește pentru un moment de referință în viața politică locală. Potrivit informațiilor transmise de președintele PNCCD Mănăstirea Cașin, momentul inaugurării sediului va aduce împreună membrii ai comunității și reprezentanți ai partidului, subliniind importanța colaborării între liderii politici și cetățeni pentru o dezvoltare sustenabilă. Scurt istoric al PNCCD. Partidul istoric ale cărui rădăcini pornesc încă din 1848 prin Mitropolitul Ortodox al Transilvaniei, Andrei Șaguna, membru de onoare al Academiei Române, rămâne canonizat de Biserica Ortodoxă Română pe 30 noiembrie. PNC s-a format prin unirea din 1926 a partidului lui Iuliu Maniu, este vorba de Partidul Național Român, și cel al lui Ioan Mihalache, Partidul Țărănesc, fiind practic actul de naștere al Partidului Național Țărănesc. În 1947 a început prigoana comunistă împotriva PNC. Partidul a pierdut 2 milioane de membri în închisorile comuniste. Prima acțiune politică de reactivarea PNC a fost lansarea manifestului Apel către țară în noaptea dintre 22 spre 23 decembrie 1989, semnat printre alții de Corneliu Coposu, Ion Diaconescu. 8 ianuarie 1990, Tribunalul Municipiului București a înregistrat prima cerere de înscriere a primului partid politic post-decembrist, aceea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, noua titulatură a PNC pusă în acord cu apartenența la Internaționala Creștin Democrat. Corneliu Coposu a devenit președinte al PNCCD. A doua noapte de teroare, ursul terorizează locuitorii din Gura Văii. Prezența neașteptată pune pe jar comunitatea din capăta Gura Văii pentru a doua noapte la rând. Autoritățile intră în acțiune pentru a proteja locuitorii îngroziți. Ursul a devenit protagonistul unui scenariu de coșmar în satul Capăta din comuna Gura Văii, creând panică și stres printre locuitori pentru a doua seară consecutiv. 7 animale au fost fâșiate în cele două nopți de când terorizează gospodăriile din Gura Văii. O forțat ușa. O deschis ușa, o fugăriță, și capra afară, o fugăriță pe aici prin curte și acolo o omorât între lemnele alea. Da, a omorât-o? Da. Și când am văzut că am deschis poarta și am aprins becul, o sărit, am auzit poarta tranc, cum o sărit peste poarta, că e din metal. Am înțeles. Și l-ați văzut? Nu l-am văzut, că eu n-am știut ce este. Am venit în o gradă aici, am aprins becul, zic, cine știe ce-o fi. Dar, Matale, nu ți-e frică totuși noaptea? Dar nu m-am gândit atunci să-mi fie frică. Dar după aia, când ați auzit, da, v-ați văzut că a fost, ați văzut urma de urs? Da. Ați văzut, v-ați gândit, zic, Doamne, dacă vine peste noastră? Dar m-am dus pe la, pe aici, pe la sieră. Așa. Și am un tractor așa acolo și să vedem, s-a întâmplat ceva, că zic, au auzit vecina câinii lătrâni, zic, poate s-a dus cineva la tractor așa acolo, zic, să facă rău. Și am venit prin grădină. Și prin grădină am văzut pe zăpadă urmă. Nu mi-a fost frică. Noastră câți ani aveți? 83 împliniți. Am înțeles. Mergeți pe 84. Pe 84. De când sunteți noastră, v-ați pomeni pe locurile astea? Niciodată. Lupi erau până prin 60, au mai fost lupi. Dar acum lupi nu erau, țineam capile în câmp aici, în grădină. Nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Și acum nu vii frică că ați văzut cât prăpăd a făcut? Păi da, ce frică să te mai duci în păduri după un buriet, după urzică? Dar și în gospodărie, și noaptea? Ești cu frică. Dar dacă aveați toate caprile libere aici, în curte? Le rupea pe toate. Toate le rupea.
a tras de ușă de aici, a îndoit zăvorul, l-a dat peste cap și a intrat înăuntru, capra era slobodă și a ieșit afară și a fugărit-o pe afară, că dacă intra aici așa la toate, le omora pe toate. Și acum, ce faceți ca să le asigurați să nu mai... Păi am mai reparat pe aici, am mai pus niște plase la gard acolo, ca să fie mai înalt, dar ursul se suie și în copac, da, pe un gard. A plecat în jos. O sări pe aici, a venit în curte și când s-o speriat din mine, o sări pe partea asta, uitați-o cum e îndoită sârma aici. O sări, acum am pus eu plasa asta de aseară ca să fie asigurat aici, nu mai vine. De aici o sări. Deci vine dinspre pădure? De aici a venit pădure, a venit prin bucată, că se cunoștea urmile, s-a dus pe drumul ăsta, că am drum pe aici. Era da, capra. Așa, nu poți să te duci. Dacă nu a văzut că e panica prea mare, atunci au alertat. Și au venit niște copii și când deja au auzit ursul sărind, cât sunt, cunoaște. Dar matale, locuiești singur aici? Cu nevastă. Știi în miezul nopții că e urs. Nu poți să știi. Poți să știi că e om, poți să știi că e vulpe, poți nu să știi că... Nu vă e frică noaptea? Cum să nu fie frică? Cum să nu fie frică? Să aude atâtea cu un rup și-o făcut. Cum să nu fie? E mare. O deschis poarta asta, că era cu cuiul celălalt bag și o scândură în ea. O deschis-o și le-o tras aici. Și aici cred că o omorât-o, că e mult sânge aici. Și după aceea le-o tras acolo. Acolo așa le-o găsit. Nu le-o mișcat din loc. Acolo le-o găsit, dar oile de noaptea le închideam aici, nu le lăsam afară. Au ies, le-am pus mâncare aseară, zic că le-am pus și nestlea de afară, zic când le dau drumul dimineață să nu le mai aduc, să le pun mâncare de aseară, le-am pus tainul și dimineață când au venit, zice, le-au omorât. Ați mai auzit să fie urs pe aici, în zonă? Niciodată. Am 65 de ani, eu n-am, până acum n-am auzit. Nu vă e frică, Doamne ferește, poate veni oricând și peste noastră în casă. Ne frică, cum naiba să nu fie frică? Ne frică pentru că am nepoțelele, ies la veceu și aia mitică are 9 ani, o mamaie de acum nici nu mai ies noaptea singură. Că nu le era frică, ieșeau singuri, se duceau la veceu afară. Acum? Am zis, mamaie, nu mai ies la veceu singură. Dar nu vă e frică? Dacă mi-e frică, ce să fac? Na, ce să facem? Trebuie să... Eu am avut... Eu am zis că nu intră pentru că e împrejmuit. Nu stăteam ca în câmp ca să n-am gard, să n-am... Dar o rupt. Uite cum o rupt scândurile acolo și aia. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 17 februarie, cerul va fi parțial noros, maxima în zile ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar noaptea minima va scade până la 1 grad Celsius. Duminică, 18 februarie, vremea se mai răcește, cerul va fi parțial noros, vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Luni, 19 februarie, vremea continuă tendința de răcire, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu trece de 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.